Din episoadele anterioare, un îngrozitor secret a ajuns la urechile Ralucăi în timp ce asculta discuția lui Victor cu capii lumii interlope. Orice speranță că sora ei ar putea fi în viață s-a prăbușit într-o clipă. Am prins-o și oricât de dragă mi-a fost mie în momentele alea, n-am cruțat-o. Pentru că trădătorii nu pot fi iertați. În scopul de a se căsători cu Ștefan, Anda l-a făcut pe acesta să creadă că vor avea un copil. Aparent, Victor a primit cu bucurie vestea. Căsătorește-te, fă ce vrei, divorțează, ia-ți alte femei, distrează-te. O să fiu un bărbat puternic și adevărat de acum încolo, ai înțeles? Ați venit copiii mei! Îngerii mei! Îngerii mei păzitori! Iani își demonstrează încă o dată abilitățile de strateg. Sorin habar n-are că în spatele bunăvoinței fratelui său Vitreg se află un plan diabolic. V-am promis că o să fim din nou o familie fericită. Nu, sper să și reziști, Iani, să fie așa. De ce nu conduci fata să-și aleagă o cameră? Hai, cel mai bine e camera aia unde am adormit, camera mea, că știi, îmi plăcea mult acolo. Așa, tăticule. Raluca, mă mirăm. O să te dau la tomberon. A fost decât o amărtă de piatră. Ei, Mădăline, Mădăline. Ne-ar fi doar atât. O dezvăluire cutremurătoare pune conflictul dintre Mariș și Stoian într-o nouă lumină. Victor este tatăl natural al lui Mădălin, însă niciunul dintre ei nu știe adevărul. În câteva momente, intră alături de noi în lumea iubirilor secrete. Vă distrug! Parcă familia Mariș nu ar avea suficiente probleme, Ionuț a dispărut fără urmă. Radu îl caută disperat. Ionuț! Ionuț! Hai că am sunat la poliție. Hai, liniștește-te. Mă, copilul ăsta e afară, e undeva pe aici. Cum să mă liniștesc? Dacă nenorocitul ăla de Victor a luat copilul și a făcut ceva... Mă, dar tu ai obsesie pentru Victor ăsta, mă, dar ce, tot ce se întâmplă în lumea asta e din cauza lui Victor? Pentru că e un nenorocit de om. Doamne, copile, câte griji mi-am făcut! Scuze. Doamne, mamă! Ionuș, ce s-a întâmplat? Unde Dumnezeu ai fost până acum? Păi, am observat că tata m-a uitat. Așa? Și m-am întâlnit întâmplător cu Ioana. Și avea un bagaj foarte mare... Și m-am oferit să o ajut. Și ești bine, mami, că mi-am făcut atâtea griji. Vă rog, da, vă rog să mă iertați. E vina mea că a întârziat. Îmi pare nespus de rău. Nu, cum nu, să nu fie? E vina ei. Nu, nu, nu e vina ei. Nu, cum să fie vina ta? Suntem noi mai agitați în ultima vreme, dar nu e vina ta. Bunii, n-ar fi trebuit să-ți faci griji, pentru că deja sunt băia mare și... Valeria, aici are dreptate copilul. Noi nu ne dăm seama, dar el a crescut și într-adevăr a devenit și un cavaler. Mai este copil. Îmi pare nespus de rău că v-ați îngrijorat din cauza asta. Nu face nimic. Bine că e bine. Of, doamne. Da, ia spune, tata unde e? Păi s-a dus să te caute, nu v-ați întâlnit? Nu, că altfel veneam cu el. A, da, ai dreptate. Las că-l sun eu să-i spun despre ce este. Nu-l suna? Nu-l suna? Dacă ce copilul, de ce? Cum el m-a uitat la autobuz, mă arăt bun și eu. Așa. Ai dreptate, mami. Mamă, unde ești? Aici, mama, aici! Aoleu, aoleu, ai găsit copilul? N-am găsit copilul. Mama, cum n-ai găsit copilul? N-am găsit copilul. Doamne, Dumnezeule! Mama, am pierdut copilul. Asta numai din vina ta, mamă, pentru că nu te-ai dus să-l aștepți la microbuz. Nu răspunde nici la telefon. Aoleu, Doamne, ce-mi fac? Hai, pățe, dă-mi un sfat. Eu zic că data viitoare să nu-l mai uiți. Cum tu m-ai uitat? Așa mă răspund. Bă, tu faci glume cu mine. Nu. Nu? Nu ți-ai făcut îndatorirea de tată. Nu mi-am făcut îndatorirea de tată. Deci asta este problema. Iartă-mă, scumpul meu copil, de acum încolo mă voi dedica educației tale. Și voi începe de astăzi, cu o mamă de bătaie de n-o să mai vezi. Treci în coac, ipocritule, treci aici! Mamă de bătaie trebuie ție, că tu ai uitat copilul acolo. Ia zi-mi tu mie, ai mai văzut vreo familie atât de trăznită ca a noastră? Sincer, cred că aveți o familie minunată și
Mi-aș dori să am și eu una. Îți mulțumim foarte mult, dar îmi pare rău că ți-am trezit niște amintiri care cred că erau uitate de către tine. Nu e nicio problemă, oricum. Sper că la un moment dat să-mi găsesc și o familie. Îți dorim foarte mult, foarte mult noroc. Să dea Dumnezeu. Dacă Raluca este descoperită, șansele să rămână în viață sunt din ce în ce mai mici cu fiecare nou secret pe care îl aude. Acum că am pus totul la punct, să trecem la ale noastre. Gigi, cum merg treburile pe la Craiova? Ca pe roate șeful, te-am dezamăgit eu vreodată? Nu. Mă ocup personal, profit 100%, merge, stai liniștit, îți spun eu după toate, că nu plictisim băieții. Ok, excelent. Turcule, spune-mi, cum mai zboară pe scărușii prin port? Marfa e gata, am făcut o notă, tranzacția care o nuns. Asta vreau să aud. Trebuie să vă spun totuși că am și unele nemulțumiri, în sensul că... Ce s-a întâmplat? Se pare că avem un musafir, un intrus, care s-a băgat unde nu-i fierbe oala. Intrusule, unde ești? Ai chef să ne jucăm la fața ascunsă, nu? Și eu am chef, dar n-am timp. Ia să vedem noi. Papa, te-am prins. 1-0 pentru mine. Scoate capone. Ce cauți mai aici? Ia vino. Hai vino capone, piarul nostru. Aici de aici odată. Hai odată. Mișcă. Lăsați-mă în pace, o să vă dau pe mâna poliției. Eu au zis, băieți, vine și presa. Norocitule, tu mi-ai ucis sora. Tu. Sora? Ce sora? Da, sora mea, Delia, te faci că nu știi acum? Tu-i sora Deliei. Oh, simte-te ca acasă, că oricum nu mai ai mult de trăit. Crezi că mi-e frică de tine? Nu mi-e frică, jur că nu mi-e frică. Și oricum, poliția știe unde sunt în momentul ăsta. Poliția știe unde ești? Da. Dar ce zici tu dacă o să ajungi tranșată în Marea Neagră, aruncată de turcu? A? Ce mai zici? Te mai găsește poliția? Tu nu înțelegi că nu mi-e frică de tine? O să plătești crunt pentru tot ce ai făcut. Da? Da. Toată lumea pleacă în momentul ăsta de aici. Hai. Ok, bun. Capone, du-o la masă. Hai, mișcă odată. Hai odată, mișcă. Ia, stai jos așa. Sora Deliei, deci. Cum ai ajuns aici? Convinsă că drumul spre îmbogățire tocmai s-a deschis, Anda profită de fiecare ocazie de a-l zori pe Ștefan cu căsătoria. Bau! Olo, bunico, tu ești? Cum să fie bunica ta? Pare bunica ta buzele așa moi și senzoare ca ale mele. Pac! Și ce faci tu, viitorul meu scump soțior? Uite ce să fac, vreau să mă apuc de o pictură. Că tot tata ai plecat de acasă și știi cum face el scandal și vreau să evit chestia asta. Măi, iubire, eu sunt contrariată. De ce nu-i spui tu tatălui tău că îți place să pictezi și asta vrei să faci? De ce nu pui piciorul în palm și îi spui: tată, sunt bărbat în toată firea, vreau să pictez și asta îmi place să fac. Punct! Știi cum e tata, știi cum e firea lui și vreau să evit certuri. Și apropo de asta, am vorbit cu el. Despre ce? Și ar vrea să mergi la medicul lui, pentru copilași. Vrea să fie la curent cu tot ce se întâmplă. Dar ce să merg la medicul lui? Am și un medicul meu care tot timpul a avut grijă de mine. Nu cred că e nevoie să mă duc la medicul lui. Te cred, dar știi cum... El a fost de acord și asta e un lucru mare pentru noi. Și trebuie să respectăm dorința. Da, gândește-te un pic și la mine. Eu mă simt mult mai confortabil cu cel pe care l-am acum. Și totuși gândește că e un lucru mai delicat pentru o femeie. Să ducă la un control la unul pe care nu-l cunoaște. Nu aș vrea să merge. Anda, te rog. Hai să facem pe plac. Măcar de data asta. Bine, hai că mai vorbim și despre asta. Nu de asta venisem. Acum vreau să spun că am găsit o biserică unde să ne căsătorim. Deja ai căutat o biserică? Și deja am găsit-o. De fapt, nu e tocmai o biserică, e o mănăstire la marginea Bucureștiului. E foarte frumoasă. O să-ți placă, o să vezi. Și vreau ca mâine să mergem să facem și programarea. Ce zici? Nu ai impresia că ne grăbim? Copilașul nostru se grăbește, iubire? Vreau să facem această cununie religioasă. Bine, că înainte trebuie să o facem pe cea civilă, că așa trebuie și nu poți să o faci pe una fără cealaltă. Dar totuși vreau să fiu și o mireasă. Să mă duci pe mine la altar. Într-adevăr, înainte trebuie să o facem pe cea civilă. Știi ce? Mâine mergem la mănăstire și vorbim. Mulțumesc! M-ai făcut cea mai fericită mămică din lume, știai? Mă bucur.
Bine, Iubire, acum te las să pictez. Că mai știu treburile tale, da? Vorbim mai târziu. Pa! Anduța, ai dat-o mare lovitură. Raluca tocmai s-a dat de gol că este sora Deliei. Faptul că nu mai are nimic de pierdut îi dă curajul să-l înfrunte pe Victor. Spune-mă, cum ai ajuns aici? Nu contează cum am ajuns aici. Nu? Contează că voi o să-mi fundați pușcăria pentru tot ce ați făcut Deli. Ce tupeu ai, cât tupeu ai. Exact ca soarta. Și ghiși ce, o să ai aceeași soartă. Nu e adevărat. Nu? Voi nu înțelegeți că poliția știe unde sunt în momentul ăsta? Frumușico, poliția n-are nimic cu noi. Știi de ce? Pentru că noi controlăm poliția. Nu e adevărat. Nu e adevărat? Nu, eu știu pe comisarul... Pe comisarul Coman, de la criminalistică. Și am încredere în el. El e un om bun și corect. Ia o scăpune, comisarul Coman, amicul nostru mai vechi. Da, n-am cum să-l uit. Știi ceva frumos? Poți să cunoști pe oricine. Din mâinile mele nu o să mai scapi. Dacă vreau, pot să te trimit în rai. Sau poate că ești obraznică și o să te trimit în iad. Nu-mi e frică. Nu-mi e frică de tine. Nu ți-e frică? Ba, da, ți-e frică. Și o să-ți fie din ce în ce mai frică. Și știi de ce? Pentru că ești în ultimul loc de pe pământ unde trebuia să fii. Capone, execut-o că n-am timp de ea. Nu, 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 stați! Stați! Eu nu spun nimic. Nu spui nimic? Nu spui nimic? Și cine o să te creadă că nu spui nimic? Jur, jur că n-am văzut nimic aici. N-ai văzut nimic. N-ai văzut nimic, n-ai auzit nimic, nu? Și noi să te credem, nu? Mâine am nunta mea. N-am niciun motiv. Am nunta mâine. Nu spun nimic. Are nunta Capone mâine. Ce frumos. Ia zi, Capone, ce-i facem noi cadou de nuntă? Un glonțișor sau o eliberăm? Treci aici! Treci aici! Ia-o! 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 Drept pedeapsă că n-a avut grijă de Ionuț, Radu a fost pus la treabă. Doar că atunci când e vorba de altceva decât de femei, acesta pare să aibă două mâini stângi. Treceți, icoane norocitelor, că ciorbă vă fac, hai! Hai, veniți la mine! Nu râdeți la mine așa! Iară Ducu că pe asta o cauți! Uite, bă, la cine trag găinile! Băicuțele! Băi, îmi pare rău, eu am orgoliu meu, nu pot să mă bag, tu ai agățat-o, tu combină-te cu ea, încălzești-o, voi ce vrei. Radu, dacă nu ieși și o duci lui mama, s-ar putea să mănânci peste 2-3 zile. Las că o iau eu. Aoleu. Păi, dar cred că este o ciorbă bună din ea. Hei, ce faceți? Dar ce cauți aici? Ce faci, Ducu? Eu foarte bine. Am venit să vorbim. Noi trebuie să plecăm acum. Vă las să vă bucurați de cadrul ăsta romantic, pasional, exact. Să vă faceți de cap în zăpadă. Pa! Pa! Radu, trebuie să mergeți să semnăm actele de divorț, da? Actele de divorț? Oricând îți dorești tu, merge cu cea mai mare plăcere. Pa! Pa. Simțiți-vă bine, nebunaticilor! La revedere! Mândețu? Da, Iulia. De ce mi-ai spus la telefon că nu mai putem fi împreună? Uită-te la mine, te rog. Eu cred că am fost destul de clar când ți-am spus că nu are rost să continuăm. Stai liniștit în primița lui Iani. Tocmai am aflat că nu este fratele meu natural, dar oricum, sunt liberă acum, nu mai e nicio problemă. Iulia, problema nu e la tine, problema nu e la Iani. Singura problemă e la mine. Nu e adevărat, problema era Iani. Dar acum nu mai intervine între noi. Problema e la mine, îți repet. Problema e că eu iubesc pe altcineva, Iulia. Viața Ralucăi atârnă de un fier de păr. Avem cum să-i dăm drumul, că oricum o să ne toarne. Ba, nu e adevărat. Nu o să spun absolut nimic, jur. Spune-mi cum ai ajuns aici. Dar am ajuns din întâmplare aici. Din întâmplare? Cine te-a trimis aici? Capone, execută. Nu, 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 spun! Gata. Tu te joci cu mine? Zi, te joci cu mine? Ba, tu spune! Cine te-a trimis aici? Vlad. Vlad Dumitrescu. El mi-a spus să vin aici și de la el am aflat totul. Vlad Dumitrescu, deci. Ai văzut splendoarea mea? Că dacă cooperezi, iese bine? Și acum, așa cum ți-am promis, o să-ți dau drum, da? Dar dacă ciripești cuiva ce ai văzut, știi ce urmează, nu? Unui singur om, dacă ciripești ce ai văzut aici, tu și ăla
vezi dispărea de pe fața pământului. Ai înțeles? Am înțeles. Nu uita, nu uita cu cine vorbești tu în momentul de față. Eu aud și văd tot. Nu-mi scapă nimic. Clar? Am înțeles perfect. Așa. Fii cu minte și tot o să fie bun. Da? Bravo. Edi! Ia-o pe asta și două de aici. Pune pe băieți să o urmărească. Vreau să știu tot despre ea. Auziți, nu e cam riscant să o lăsăm așa să plece? Capone, era mai riscant dacă o omorâm. Și la cât era de speriată, crede-mă că nu o să vorbească cu nimeni. Știi ce o să facem, Capone? O să vedem unde se duce, cu cine vorbește, când mănâncă, la ce oră se culcă, ce bea, tot. O să știm tot despre ea. Și la momentul oportun, ai înțeles? Sora Deli. Și cu Vlad cum rămâne? De Vlad mă ocup eu personal. Visul frumos al Iuliei, construit pe sacrificii și compromisuri, e pe cale să se năruie. Tu glumești. Glumești cum nu. Iulia, crede-mă că nu e nicio glumă. Iubesc pe altcineva, iar nu, pur și simplu nu pot să-mi bag joc de tine. Ești o fată de milioane. Meriți o persoană de 1000 de ori mai bună ca mine. Crede-mă că îmi pare rău, Iulia. Adele, lasă-mă! Iulia! Iulia! Băi, chiar îmi pare rău. Simona, ce mai cauți aici? Iar ai chef de joacă? Nu, dragul meu, tocmai am asistat la discuția ta cu Iulia. Din greșeală, nu te gândi că intenționat. Și am auzit ce vorbeați. Ce ai auzit? Am auzit că iubești o femeie și amândoi știm despre cine este vorba. Nu despre tine e vorba și nu pe tine te doresc. Și nu pe tine te iubesc. De ce nu vrei să recunoști? Tu ești cu Radu. Radu este fratele meu. Radu nu o să afle și toată lumea o să fie fericită. Nu, toată lumea nu o să fie fericită. Mai întâi renunț la Radu, după care suntem împreună. Nu mai gândesc la treaba asta, dar până una alta. Simona, te rog frumos, încetează cu joaca asta. Madalina, te las cam greu. Dar nu poți scăpa așa ușor. În ultima vreme, Iani nu se gândește decât la răzbunare. Totul e pus la cale în cele mai mici amănunte. Bine, mersi frumos, rămân dator. Salut. Sunt. M-a sunat să-mi spună că Marișe sa dă faliment. Și dacă vreau să mai salvăm ceva, să vindem. Mamă, e grosă. Da, domnule, asta problema. Mă interesează mai mult nota care va fi peste două zile. Ai înțeles? Nu am liniște până nu o văd pe Raluca în genunchi. Păi ce vrei, vreau să-mi josesc, vreau să-mi bag joc de ea. Păi ce se mai faci? Nu găsesc eu ce să-i fac. O, domnul Sărin, bine. Dar ce v-ați oprit așa, mă, când a venit? Discutam ceva foarte important. Ce, Iani, ai secrete față de mine? Of, întotdeauna trebuie să știi tu absolut tot. Uite că nu e un secret. Discutam cu Taurul ce să-ți cumpărăm, ce să-ți facem, să nu-ți facem pentru nuntă. Vreau să-ți facem o surpriză. Înțelegi? Iani, nu mai e nevoie de absolut nicio surpriză. Numai faptul că ai pus binecuvântarea asupra acestei nunți este o surpriză enormă pentru mine. Crede-mă. Nu vine să cred că aud cuvintele astea din gurița ta. Ce faci, iubire? Unde ai fost? Am avut niște treabă, tu las că-ți povestesc eu. Taure, hai să ieși să lăsăm pe puișori ăștia doi în puțină intimitate. Nu-i așa? Dar zâmbește, știu că nu stă de să... Ce-ai pățit, iubirea? Sorry, mă gândesc numai la Delia, nu știu. Sper din tot sufletul meu să trăiască. Nu mă pot gândi la nimic altceva. Iubito, sigur asta e? Da, iubitule, ce să fie altceva? Iubito, nu vreau să mă minți. Dacă ai ceva să-mi spui, spune-mi, te rog frumos, că înțeleg orice. Așa. Te iubesc enorm de mult și vreau să-mi spui. Adică tu ce crezi că poate să fie? Altceva. Păi nu știu, mă gândesc că... Poate nu vrei să te mai căsătorești cu mine. Cum să nu vreau asta? Asta e lucrul pe care mi-l doresc cel mai mult. Știi foarte bine de când așteptăm amândoi asta. Sigur? Normal. Te iubesc. Deși a trecut doar o zi de când i-a smuls lui Ștefan promisiunea că o va lua de soție, Anda n-are timp de pierdut. S-a gândit la o afacere care să-i rotunjească veniturile. Simona, vine!
Bine ai venit, draga mea. Ce faci? Bună, draga mea. Oh, dar de ce ai ținut neapărat să ne vedem aici? Păi, în dimineața asta știi ce am făcut? Am cumpărat acest salon. Nu cred așa ceva. Vorbesc serios. E afacerea mea din acest moment. Îți place? Tu vorbesc serios? Da, măi. Foarte frumos. Este să-l stăpânești sănătoasă. Mulțumesc. Ceva bănuți. E o poveste mai lungă. Hai, vină cu astăzi poveste. Haide. Ia un loc, draga mea. Mulțumesc, draga mea. Sunt numai ochi și urechi. Vezi tu, cu banii ăștia nu mai sunt ei la fel de mulți ca înainte, însă cu ce am mai avut, cu ce am mai strâns, am putut să-mi cumpăr asta. Și astfel mi-a făcut și un cadou de nuntă. De ce? De nuntă? Exact. Nu cred așa ceva. Adică te căsătorești? Da, mă, mă căsătoresc. Eu cu Ștefan ne căsătorim. Cu Ștefan? Ți-am spus zilele trecute că o să mă căsătoresc, nu cu el. Mă bucur enorm pentru tine, dar cum ai reușit treaba aceasta? Anduța tot timpul are ideile cele mai bune pe lumea asta. Eu nu te contrazic, drăguța mea, dar cum ai reușit atât de repede? I-am zis că sunt însărcinată. I-ai zis? Adică ești însărcinată? Cum o să fiu însărcinată? Doamne, ferește, tu știi că eu țin la silueta mea. Nu sunt însărcinată, doar l-am păcălit pe el cu asta. Eu mă bucur că ți-a ieșit totuși planul acesta diabolic al tău, dar ideea este că cu Ștefan poate îți va ieși, dar cu Victor va fi mult mai greu. Crede-mă că omul acesta este nebun și este foarte periculos. Cu Victor? Și dacă va afla că l-ai mințit. Nu e așa, Victor e cel mai fericit bunic în momentul ăsta. Plus de asta ne-a și susținut să ne căsătorim, să știi. De-aia nu am zis eu acest lucru că nu o să fie fericit, că o să aibă un nepoțel, Doamne ferește. Chiar își dorește un nepoțel, că îmi zicea lucrul acesta, exact. Dar își dorește un nepoțel la propriu. Băi, adevărul e că mi-a zis să mă duc la medicul lui. Ți-a zis, nu? Ai văzut? Zi-mi tu ce ai mai făcut, că mă indispui și nu vreau. Nu vreau, draga mea, să indispun. Eu ce să fac, tot cu munca, cu familia Mariș, cu Victor, una alta. Familia Mariș? Victor se simte atras ca un magnet de casa Marișilor. Mai mult, odată ajuns aici, își poate concepe planurile la Victor, fața locului. Da, tocmai m-a sunat Edi și mi-a zis că e tot în regulă cu fata aia, cu Raluca. Foarte bine, hai să mergem. Dar ce vreau rămâne? Ce căutăm aici? Pentru ce facem aici? Da. Păi îmi place să-i văd pe Mariș Capone. Să văd cum colcă e ca șobolani și cum o să-i prindă pe ei în curs. Și ce aveți în gând mai exact? Ce am în gând? Să mergem mai departe cu jocul nostru, să trecem la etapa superioară. Vreau să vii diseară cu niște băieți Capone și să ne înfunzi hornurile. Ei, înainte de culcare, să facă foc în sobă, știi? Și o să moară unul câte unul. Monoxidul de carbon n-are miros. Așa că o să treacă în lumea cealaltă visând. Dar e o mică problemă aici. Care Capone? Dacă se trezesc și o să oprească focul. E, păi o să se trezească, n-o să moară toți. E păcat să moară toți după aia, cu cine ne mai jucăm, nu? Dar unul dacă prindem e suficient. Ne jucăm și noi un pic, Capone. Ne jucăm și noi un pic. Măi, nenorociților, ce căutați aici? O, Valerica, ce mai faci, draga mea? Dacă nu pleci din fața casei mele, chem poliția. Aveți grijă, casa e monitorizată. Păi sunt în fața casei, calmează-te că îți crește tensiunea. Ce vrei, dementule, de la familia mea? Ce vrei de la mine? Așa cum mi-ai distrus tu viața, așa o să te distrug și eu ție. Ce viață ți-am distrus eu, mă? Ia stai așa, mă. Băi, eu voi arază în mânce goșilor, mă, din pură întâmplare, Anda și Simona au descoperit niște cunoștințe comune. Păi cunoști și o familie cu numele ăsta. Ia zi mai multe despre ei. Pare să fie o simplă coincidență, dar nu are cum. Nu, mă, chiar cunosc, vorbesc serios. Și datorită familiei astea eu m-am îmbogățit. Da? Da, tot ce am eu... Familia asta locuiește undeva la țară, nu are... Păi la țară locuiesc și ăștia pe care cunosc eu. Da? Pentru, da, înainte locuiau la Snagov, dar eu cu câțiva prieteni i-am sărăcit de-a binelea și s-au mutat la țară. Mai zi. Păi ce să zic, deci sunt trei frați în familia aceasta. Exact. Eu sunt iubita lui Radu. Radu cu un fiu Ionuț. Da, exact. Nu pot să cred. Da, și deci tu ești cu Radu? Da, sunt cu Radu. Ai grijă că e un fustangiu băiatul ăla. Cu Mădălin va trebui să mă combin în curând cu un alt frate de-al lui, pentru că am nevoie de niște informații de la el. Și el cum s-a îndrăgostit de mine, le voi obține foarte ușor. Ai mare grijă, e foarte imprevizibil, crede-mă. Oricum mă bucur că mi-ai spus, nu am crezut acest lucru. Uite că acum cât e ceasul, eu trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu Ștefan, să mergem la biserică pentru nuntă, dar nu da? Să fie într-un ceas bun, draga mea. Am o surpriză pentru tine. Da, aștept să văd. Sărbătorim? Normal că trebuie să și sărbătorim acest moment, păi, nu? Păi cum să nu? Cu ce putem sărbători decât cu șampanie, draga mea? Dacă n-am pahare să vorbesc cu fetele să-mi aduc. Prezența lui Victor în fața casei Marișilor nu prevestește nimic bun.
iar faptul că a fost amenințat cu poliția nu are niciun efect. Bă, voi nu vă lăsați până nu vă distrug, mă? Bine, calmează-te. Păi ia mâna după mine! Mă, ce căutați aici? Păi ce să căutăm? Suntem pe stradă. Ți-ai cumpărat stradă? Bă, papuțoi. Da. Dacă era atât de șmecher, vineai singur, mă, nu însoțit. Da? Da. Îți promit că la mormântarea voastră o să vin singur, capone. Madalin! Calmă, Madalin, calmă! Ignoră-i, mama, lasă-o că să ai grijă poliția de-i. Gata, hai în casă! Să-mi fie de tine, Madaline! Gata, hai în casă! Madaline, gata! Trebuie să joci cu focul rău, șterzi. Gata, gata, da? Gata, hai în casă! Crezi? Ești convins? Hai, Madaline! Să nu răcești, Madaline! Dispar-mă de aici! Aha! Deci, diseară, o să ne înfundăm sobele și o să vedem cum mor unul câte unul. O să fie foarte palpitant. Chiar a doua zi, după ce i-a spus lui Ștefan că vor avea un copil, Anda l-a dus pe acesta în locul unde se va oficia cununia religioasă. Bună ziua! Am înțeles că dumneavoastră vă ocupați cu programarea anunților, da, nu? Da, luați-l! E bine, am uitat ceva în mașină, mă duc imediat și iau, da? Să fii cu minte! Luați loc, vă rog, eu... O să revin într-un minut, merg să aduc carnetele pentru programări și revin, da? O, Doamne, cât de frumoasă e fata asta! Am revenit. Spuneți-mi, când doriți să vă căsătoriți? Păi, să vină și... Viitoarea soție. Da, viitoarea soție. S-a întâmplat ceva? E tot în regulă? Sincer, cred că m-am îndrăgostit. E normal să fiți îndrăgostit, urmează să vă căsătoriți. Nu asta vreau să spun. Sigur, e tot în regulă? Mai bine să discutăm altceva. Spune despre tine. Tu ești călugăriță sau ceva de genul? Încă nu sunt călugăriță, dar o să devin în curând. Îmi doresc din toată inima mea. Înțeleg. Gata! M-am întors. Ți-a fost dor de mine? Spuneți-mi, pe ce dată doriți să vă căsătoriți? Păi, cât mai repede am vrea, domnișoară, să știți că ne iubim atât de mult încât nu mai avem deloc răbdare. Foarte bine, atunci spuneți-mi o dată. Da, cine e acolo în pat? Este o fată de care am eu grijă. A fost împușcată. Dar cum o cheamă? Nu vă pot spune. Și-a pierdut memoria și nu știm absolut nimic despre ea. Seamănă cu Delia? Delia? Băi, deci eu nu mai suport. Deci, dacă... Valeria a reușit cu mare greutate să-l potolească pe Madalin. Tânărul nu bănuiește însă principalul motiv pentru care mama sa îl ferește de Victor Stoian. Mai băiete, cazul ăsta a fost preluat de poliție. Ei știu să se ocupe de el. Tu ia-ți seama, nu faci tâmpenii, pentru că ai cazier. Vrei să dai de necazuri, dai de altele. Bunicule, cu tot respectul, nu mă interesează nici de poliție, nici de cazierul meu. De absolut nimic. Omul ăsta deja a început să mă terorizeze. Mă stresează, înțelegeți? Mamă, îl urăsc cum n-am urât pe nimeni, înțelegeți? Eu pe ăsta nu-l mai vreau în prezența familiei mele, punct! Gata, te rog eu frumos, calmează-te, lucrurile sunt mult mai complicate. O să avem noi grijă de asta. Da, hai că da? Mă duc să citesc dincolo, Doamne. Liniștește-te, ia un loc, că vreau să stau de vorbă cu tine, te rog eu. Hai. Bun. Vreau să-ți spun ceva. Ok, spune-mi, dar te rog frumos, mama fier. Stai puțin că e mai complicat, nu pot să... Madalin, vreau să spun că Victor e... Da, mamă, mi-ai mai spus de 1000 de ori, de 1500 de milioane de ori, nu mai suport să spui aceleași chestii. Știu, e o persoană malefică, e o persoană rea, poate să un nenorocit, are relații, poate să facă mie rău și ție și familiei, nu mă interesează, iau câtul și gata! Mamă, vreau să spun că Victor e... Bună ziua, mă scuzați, se pare că am intrat într-un moment nepotrivit. Vreau doar să vă întreb de Radu, dacă l-ați văzut. Nu e acasă, dar puteai și tu să-l suni. Păi l-am sunat și... Nu are baterie, are telefonul închis. Nu știu, nu e acasă. Bine, o să-l aștept în camera. Du-te și așteptăm de vrei. Norocito. Madalin, dar ce ai cu fata asta? N-am nimic cu ea, n-am nimic.
Păi, stai un pic. Ia uite-te un pic la mine. Madalin, nu te cred. Tu ai ceva. Te cunosc, Madalin. O plac pe Simona, mamă. Sunt drăgostit de ea. Asemănările dintre povestea Deliei și cea a tinerei amnezice sunt izbitoare. Delia, tu ești? O cunoașteți? Nu știu, s-ar putea. Trebuie să-i dăm jos bandajul ca să-mi dau seama. Din păcate, așa ceva nu este posibil. De ce? Are un tratament special și îi vindecă rănile. Nu se poate mai repede. Înțeles. Ați putea să-mi dați vreo frumos mai multe detalii despre ea? Cum ați găsit-o? Cine e? Nu știu, ceva care să mă ajute. Găsită undeva lângă Ploiești. Da. A stat foarte mult în spital și au adus-o la noi. O îngrijim până când își revine. Mai multe detalii nu vă pot da. Cine e Delia? O foarte bună prietenă. Dar despre care se știa că a murit. Dar seamănă foarte mult cu ea. Trebuie să sun pe cineva neapărat. Vin imediat, iubire. Mă duc să achit și ăsta. Într-o secundă mă întorc. Bine, o să-mi caut eu ceva frumos. Ei. Mai e doar o zi până la nunta Ralucăi și a lui Sorin. Preocupat, tânărul nu-și dă seama că viitoarea lui soție este îngrijorată de ceva. Ai grijă dacă nu-ți sigură. Hai, ți-ai găsit ceva? Mă mai uit un pic. Dar ce se întâmplă? De la emoții, iubitule, nu știu, mă gândesc la clipa aia și de asta. Nu am nimic, sunt bine. Ai nevoie de îmbrățișare. Ai nevoie de îmbrățișare. Cata, ți-ai mai revenit? Da, iubitule. Ne uităm amândoi. Hai. E Anda. Foarte bine, răspunde. Dar n-am mai sunat de atâta timp. Alo? Da, Anda. Poftim? Cum adică? Doamne Dumnezeule. Bine. Bine, Anda, da, da, pa, 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 pa. E vorba de Delia. E posibil ca ea să trăiască. Îți povestesc mai multe pe drum. Hai, te rog, să mergem, da? Hai, te rog. Cum adică ești îndrăgostit de Simona? Madalin și-a luat inima în dinți și a mărturisit mamei sale pasiunea pentru Simona. Pe o parte o plac, pe o parte cealaltă... Parte urăsc, o vreau lângă mine, nu o vreau lângă mine, pur și simplu sunt debusolat, nu... Mamă, dar asta e iubita lui Radu! Mamă, știu, tocmai de asta încerc să-mi păstrez distanță față de ea, tocmai de-aia încerc să o ignor, tocmai de-aia încerc să fac tot, dar nu pot, nu mă lasă în pace! Mami, de asta e o șmecheră, ce ai de gând acum să faci? Mamă, sunt drăgostit de ea, dar crede-mă, e o chestie irațională. Băi, sunt fenomenali oamenii ăștia, mă, uită-te și tu, de câte ori mă văd, parcă stau la privechi, uite ce fețe triste au! Radu, scuză-ne că purtam o discuție. Avem și noi probleme mai importante decât bătutul cu zăpadă. Poftim? Dar tu crezi că noi ne-am bătut cu zăpadă? Poți să-mi spui și mie ce ai făcut astăzi? Mamă, noi am fost și ne-am dat cu Sania, am tras niște gagicuțe, pe urmă le-am împins... Pe urmă iar le-am tras și iar le-am împins. Am înțeles, deci tu nu prea ai treabă, așa că te rog frumos, du-te taie tu niște lemne și mai pune în sobă că e cam frig. Da, asta să facă tata, nu eu. Nu, asta trebuie să faci și tu, e și datoria ta. Nu, mamă, datoria mea e să țin gagicuțele în brațe și de aici să le trag, să le împing. Radu, am spus să te duci să tai lemne, acum! Hai să nu mai supărăm pe bunii. Hai! Trag un pic. Eu o să mă duc acum la mine în cameră să mă întind puțin pentru că vreau să mă liniștesc și plus de asta sunt un pachet de nervi, mamă, scuză-mă.
La Znagov, Margareta e pe cale să primească o veste asemănătoare de la nepotul ei. Ce faci bun de mâncare? Ceva care ție îți place mult de tot. Da, nu îmi blaiești că îmi strii surpriza. Mulțumesc din suflet. Dar tu pe unde ai fost? A fost cu Anda să mai vedem și noi în legătură cu nunta, să mai stabilim unele detalii. Mai... Știi cum e înainte de nuntă? Da? Dar par puțin că am întors pe dos. S-a întâmplat ceva? Poate am o stare mai proastă. Da, ia spune tu, bunii, ce ai pățit. Hai că tu mi-ascunzi ceva, te văd eu bine. Hai. Eu cred că m-am îndrăgostit. Pentru prima dată în viața mea, cred că m-am îndrăgostit cu adevărat. Și de-aia ești tu așa? Păi da, nu-i normal. Anda, în curând să aducă un copil. E normal să îndrăgostești. Liniștește-te, hai. Bunico, tocmai asta e problema. Că nu sunt îndrăgostit de Anda, de femeia care îmi va dorui un copil. Cine-i fata, o cunosc? Nu o cunoști, bunico, e... Ca să zic așa, astăzi când am fost la mănăstire, am văzut cea mai frumoasă ființă de pe pământ. O măicuță. Adică te-ai îndrăgostit de o măicuță? Să vezi, bunică, nu e chiar o măicuță, că încă n-a ajuns măicuță, dar e atât de frumoasă, atât de pură. În momentul în care am văzut-o, am avut un gol în stomac. Îmi tremurau picioarele, îmi tremurau mâinile. Și am știut, bunică, ascultă-mă. Și am știut că în momentul ăla m-am îndrăgostit cu adevărat. Bine, dar tu te-ai dus acolo să aranjezi nunta cu Anda? Sau am înțeles eu greșit? Ai dreptate, bunico, și aici am greșit. Știi că nu e genul meu să... Dar fata asta nu știu ce mi-a făcut. Parcă trăiesc un vis. Tot ce se întâmplă în jurul meu este ireal. Bunico, nu știu ce să mă mai fac. Liniștește-te, n-ai ce să faci, o să trecem împreună și peste asta. Nu, am trecut de peste altele mai grele. Luată pe nepregătite de apelul Andei, Raluca a venit într-un suflet la locul indicat. Cu o seară înainte, credea că totul e pierdut. Acum a apărut o speranță. Mi-a spus o amică de-a mea că aici s-ar putea să fie sora mea. Da, ea este tânăra despre care va vorbi doamna Anda. Aș putea să mă apropii? Da, sigur. Delia, tu ești? Răspunde-mi, te rog. Delia, din păcate nu poate vorbi. Abia mâine o să-i dăm jos bandajele și... Dar nu știi cumva dacă ea e Delia? Nu știi cine e? Chiar nu vă pot spune. Momentul în care i-am pus bandajele avea foarte multe răni și chiar nu vă pot ajuta pentru că nu știu ce să vă spun. Dar spune-mi măcar cum arată. Știi cum arată? Nu știu ce să vă spun. Chiar nu am aceste răspunsuri. Mâine când îi vom da jos bandajele, atunci o să puteți vedea. Sunt Raluca. S-ar putea să fiu sora ta. Tu știi de cât timp te caut? Iubito, hai să nu ne entuziasmăm. Poate chiar nu e Tele. Nu, ea trebuie să fie. Ea trebuie să fie, o caut de atâta timp. Doamne, te rog, sper să fie surioara mea. Te rog. Mădălin ar vrea să conceapă un plan solid împotriva lui Victor Stoian. Gândurile însă îi zboară la femeia de care s-a îndrăgostit. Mi-ofer și mie o secundă din prețiosul tău timp? Simona, te rog frumos, ieși afară din cameră și nu mă provoca să țip. Chiar nu... De ce să țip, dragul meu? De ce să țip? Ai 2 ani ca să țipi? Nu, că nu-ți place. Nu, tocmai asta e ideea, că n-am 2 ani și nu am cum să accept chestiile astea, știu încă iubita lui Radu. Dar ce te deranjează? Dar doar cum nu o să afle? Știu că și tu mă placi. Nu este vorba de plăcut sau de aflat, este vorba de principii. Radu este fratele meu și iar nu sunt un dujegos ca să îl trădesc pe el, să-i fac una ca asta. Nu înseamnă că îl trădezi. Trebuie să-ți lași să dai frâul liber sentimentul și atât. Nimic altceva. Simona, te rog frumos, încetează.
că știu rău de ce faci treaba asta. Pentru că ești iubita lor. Toată chestia este o greșeală, nu trebuie să întâmple nimic. Simona, te rog frumos. De ce? Știu că și tu vrei. Te rog frumos, încetează. Știu că și tu vrei. O să afli, stai liniștit. Ce, mă? Ileana Costanziana, baghetă mai trebuie. Ha? Nu se poate așa ceva. Lasă-mă să-ți explic eu. Noi doi nu mai suntem în aceeași casă de acum, da? Eu vreau să pleci, numai Madalin. Pentru o perioadă, Valeria, pentru o perioadă, atât. Vreau să pleci. De ce plângi? Eu să merg la cer. Să trăiți, copii, și casă de piatră să aveți. Mâine o să-ți dăm bandajele jos și o să vezi, o să fie bine. Sunt convinsă că toate rănile tale s-au vindecat. Chipul tău o să fie la fel ca înainte, o să vezi. Capone, ai grijă cum vă mișcați, să nu baudă. Vă rog mult, da? Sigur. Încet, frumos, da? Vă distrug nenorociților!